You are not allowed to give up. If they decide to kill me, it means that we are incredibly strong, spunea Alexei Navalny într-un documentar spectaculos filmat în Germania înainte să se întoarcă în Rusia sa. Считаю, уверен и заявляю, что не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. În decembrie 2020, Putin are poate cel mai stupid moment din istoria momentelor sale stupide, când recunoaște că este criminal, întrebat în legătură cu otrăvirea lui Navalny, zice că nu au fost ei. Și nu că nu au fost ei, dar vine și argumentează, recunoaște cumva că îl supravegheau pe Navalny, sigur că serviciile secrete ale Rusiei îl supravegheau pe Navalny, dar nu au fost ei și argumentează cu faptul că dacă ar fi fost ei, cu siguranță s-ar fi reușit, s-ar fi izbutit această tentativă de asasinat. Deci în felul ăsta omul zice, bă, noi suntem genul care facem așa ceva, dar când facem, ne iese treaba asta, motiv pentru noi care iată că n-am fost noi. Nu este extrem de stupid din două motive. Unul, faptul că recunoști că ești criminal în momentul în care tu ești un lider de stat care se dorește a fi un stat respectabil, un stat care să aibă relații cu alte state, sigur că este un moment stupid și în egală măsură. El este Sergei Skripal, a fost agent de informații rus, care a fost otrăvit în Marea Britanie împreună cu fiica sa în 2018, într-un incident care a strânit foarte multe condamnări internaționale și sancționarea Rusiei de asemenea. Și Sergei Skripal și fiica sa au rămas în viață, deci de unde reiese că nu de fiecare dată când Rusia dă să asasineze pe cineva și reușește. Și atunci iată cum pică argumentul lui Vladimir Putin. The condition of her father, Sergei Skripal. He's responding well to treatment, improving rapidly. Moartea lui Navalny s-a petrecut într-o perioadă în care pe televiziunile din întreaga lume rulează imaginile cu Tucker Carlson, vizibil emoționat acolo în Rusia, lăudând această țară și spunând că este o țară extrem de sigură, practic recomandând Rusia ca fiind o țară în care trebuie să ai încredere. So with that in mind, we're standing in front of the Kievskaya metro station and there's a train station next to it. Now the metro station was built by Joseph Stalin 70 years ago. And the question is, how's it doing now? Vă povesteam că Vladimir Putin în istoria sa la un moment dat s-a întâlnit și cu jurnaliști și jurnaliștii de regulă sunt cei care au întrebări. Și întrebările sună în felul următor, hai să ne aducem aminte cum sună o întrebare menită totuși să aibă sens. If all of your political opponents are dead in prison, poison, doesn't that send a message that you do not want a fair political fight? Așa arată Vladimir Putin când e pus în fața unei întrebări și astea sunt întrebările care trebuie spuse lui Vladimir Putin în momentul când omul apare. Apare un criminal, de regulă ați văzut că este întrebat de ce l-ai omorât, de ce l-ai omorât. Se pun aceste întrebări în momentul când îți apare un criminal. Deci cine a fost Alexei Navalny și de ce nu mai este? Înainte să ne apucăm de treabă, vreau să vă mulțumim vouă celor care ne sprijiniți pe canalul de Patreon, pe această pagină de Patreon și în egală măsură pe YouTube, pe pagina aceasta de YouTube, pe această formulă. Ne sprijiniți economic, e foarte important pentru noi și acest ajutor pentru a putea continua ceea ce facem și pentru a dezvolta lucrurile aici. Ne întoarcem la discuție. Ok, so Alexei, I want to talk about something that we sort of touched on this morning. And you might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind? Și apropo de discuție, cât de stupidă arată această discuție a lui Vladimir Putin cu Tucker Carlson, cât de stupidă arată această crizeală, știut fiind faptul acum că peste o săptămână urma să moară în condiții neclare în penitenciar, într-un penitenciar groaznic, principalul contracandidat al lui Vladimir Putin. Cât de stranie și ridicolă este această clizeală a ăstora în momentul în care știm ce urma să se întâmple. Nu e clar cum a murit Alexei Navalny, nu este clar pentru că, pe de o parte, condițiile în care era ținut prilejuiau un potențial deces oricând. Oricând putea să moară, având în vedere condițiile în care stătea la minus 35 de grade, deci că a ieșit să se plimbe. Cum arată o plimbare la minus 35 de grade? Condițiile în care și hrana de care dispunea era una groaznică. Erau multe penitenciarele cele mai groaznice pe care le avea Rusia sau pe care le are Rusia. Putea muri oricând, e clară treaba. Pe de altă parte, momentul în care a murit este unul extrem de defavorabil sau nefericit pentru Vladimir Putin. Momentul în care omul beneficiază de atenție sporită internațională datorită acestui Tucker Carlson care a pus luminile pe el. A venit cu reflectorul și l-a pus pe el. Pe de altă parte, e un moment nefericit și pentru că mai e o lună până la alegeri, ca și cum alegerile din Rusia ar conta în vreun fel.
Deci te gândești că moartea poate surveni în mod întâmplător, e un scenariu. Asta e, l-ai trimis acolo să moară, până la urmă s-a întâmplat ce i-a vizat. Pe de altă parte, l-am văzut în urmă cu o zi sau două înainte să moară și nu părea un om pe cale să moară, adică nu părea un muribund. Alexei Navalny a apărut într-o conferință, într-o videoconferință, într-un tribunal unde era audiat și părea vesel și părea un om care nu urma să moară, adică nu părea ceva pe moarte, Alexei Navalny. Vorbind despre Alexei Navalny, îmi puțină totuși din portofoliul de crime de care a beneficiat Vladimir Putin, ca să nu spunem că le-a săvârșit. Împuținăm din acest portofoliu extrem de redutabil pe care îl are Vladimir Putin până în momentul de față. 7 octombrie 2006. 7 octombrie e ziua de naștere a Vladimir Putin, dar 7 octombrie 2006 este și ziua de deces a unei jurnaliste extrem de incomode lui Vladimir Putin. Anna Politkovskaya a fost o jurnalistă și o activistă rusă cunoscută pentru curajul, pentru tupeul în care se angaja, arătând ororile pe care le comitau rușii acolo în Cecenia. A lucrat pentru ziarul rus Novaya Gazeta, unde a scris articole foarte critice la adresa regimului Putin și a abuzurilor comise în special acolo în Cecenia. Pe 7 octombrie 2006 a fost împușcată mortal chiar pe scara apartamentului din Moscova, unde locuia această asasinare. S-a stârnit un val de consternări internaționale, motiv pentru care Vladimir Putin a fost din nou pus în fața întrebării. Dom'le, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? De aceea a murit jurnalista care te critica pe tine? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? A murit împușcată. Cum, Doamne, iartă-mă așa ceva? Vladimir Putin, pus în fața acestei întrebări, zice: я думаю, что журналисты должны это знать, в самом случае эксперты это прекрасно понимают. Журналисты, zice el, ar trebui să știe, sau în orice caz experții înțeleg foarte bine că influența asupra vieții politice din Rusia a acestei jurnaliste este nesemnificativă. Celul acela domn este Putin. Boris Nemtsov, fost viceprim-ministru al Rusiei sub președinția lui Boris Yeltsin, devenit ulterior un critic înversionat al lui Vladimir Putin și un lider important al opoziției. A lucrat la un raport care examina rolul Rusiei în conflictul din Ucraina din 2015, nu a apucat să-l termine. Pe 27 februarie 2015, Boris Nemtsov se întorcea acasă împreună cu prietena sa în apropierea Kremlinului, undeva în centrul Moscovei, când un individ necunoscut a început să tragă cu gloanțe asupra sa. L-a nimerit în spate, era pe podul de pe râul Moscova. Nemtsov a fost împușcat de 6 ori în spate și a murit pe loc. 7 years later, this remains the most important political assassination. Ce a zis Putin în legătură cu treaba aceasta? Nici omul nu s-a apucat și a început să explice: domne, ce se întâmplă? Trebuie să scăpăm în sfârșit Rusia de tragedii precum cea pe care îndurerat am văzut-o și eu recent, mă refer la uciderea. Provocatoare a lui Boris Nemtsov chiar în centrul capitalei noastre. Deci omul nu mai suportă felul în care, deci este cumva împotriva felului în care mor pe capete contestatarii săi, nu, opozanții săi. Și omul este, domnule, trebuie să facem ceva, să nu mai moară într-una opozanții mei. Pare cumva deranjat de felul în care îi mor într-una opozanți. Pare încurcat în modul care. Pare că cineva o face în adins. Alexander Litvinenko accused state security services of organizing a coup to put... Alexander Litvinenko a fost un agent al serviciului de securitate FSB, fugit din Rusia, a câștigat până la urmă cetățenia britanică, a obținut așa ceva. L-a acuzat pe Vladimir Putin de corupție și l-a învinuit, foarte important, pentru atentatele cu bombă de la Moscova, atentate care au dus, în momentul în care Putin devenea președintele Rusiei, la atacarea Ceceniei. Ce s-a întâmplat atunci? Foarte important lucru. Acesta a mai vorbit, dar e foarte important de reamintit. La momentul la care prelua puterea Vladimir Putin acolo în Rusia, era destul de necunoscut. Nu era un individ extrem de important, prelua puterea de la el, fel lumea nu avea mare încredere în el, nu părea ceva important, nu părea ceva care să conteze. Era un individ care prelua puterea într-o manieră întâmplătoare. Dintr-o dată au început să explodeze moluri, blocuri, chiar și Moscova, într-o manieră inexplicabilă, iar Vladimir Putin dădea vina pe niște teroriști ceceni. Dom'le, sunt teroriștii ceceni de vină și trebuie să terminăm cu așa ceva, nu se poate cu tare. Motiv pentru care a început al doilea război din Cecenia, război ce l-a adus la cârma Ceceniei pe cunoscutul TikToker Razan Kadyrov. Deci, practic, Cecenia a devenit ceva sub influența Rusiei în urma
atacului Rusiei de acolo din Cecenia au distrus capitala Groznei, a fost dezastru. Cert este că la un moment dat sunt prinși doi indivizi care plasau niște explozibili la parterul unui bloc și acești doi indivizi prinși plasând explozibili s-a dovedit că erau niște agenți FSB. Moment în care a fost întrebat în legătură cu treaba aceasta, cel care controla FSB-ul, adică Patrușev. Și Patrușev, Nicolae Patrușev, și pe atunci mare, mai mare al Rusiei, întrebat în legătură cu chestia asta, vine cu această explicație: domnule, testam vigilența rușilor, testam vigilența locatarilor într-un context atât de tensionat, vrem să vedem, atenție, și din partea nu erau într-adevăr agenți FSB, dar noi încercam să vedem cum ar... Și rușii au fost foarte încântați de această explicație și s-a mers mai departe. Iată de ce Vladimir Putin este deranjat de cei care scriu despre felul în care a izbucnit al doilea război din Cecenia. Ravil Maganov, președintele Consiliului de Administrație al celui de-al doilea mare producător de petrol din Rusia, adică Lukoil, Ravil Maganov a criticat deschis războiul din Ucraina și într-o declarație din martie 2022, Consiliul pe care îl conducea a cerut încheierea cât mai rapidă a conflictului armat. Ba mai mult, Maganov s-a apucat și a spus: domne, îmi pare rău de victimele de acolo, de în conflict, s-a arătat empatie cu ce se întâmplă acolo. În vârstă de 67 de ani, la câteva luni distanță de la momentul ăsta, a murit căzând de la o fereastră de la etajul 6 de la spitalul clinic din centrul Moscovei. Paul Klebnikov, jurnalistul de investigație Paul Klebnikov, a fost ucis în biroul său, a fost împușcat practic în Moscova, în 2004, era editorul Forbes și scrisese destul de multe lucruri despre corupția din Rusia, ba chiar avea acest obicei de a publica, știți cum sunt cei de la Forbes, publica un top al celor mai bogați oameni din Rusia și în general când ești bogat într-o țară săracă și bogat în maniera inexplicabilă, scrii chiar foarte bogat, nu prea vrei să apari în topuri de genul acesta, a fost asasinat. Меня зовут Наталья Эстемирова. Я сотрудник правозащитного центра Мемориал. Наталья Эстемирова, o militantă premiată pentru lupta sa în favoarea drepturilor omului, avea obiceiul de a prezenta abuzuri ale Rusiei acolo în Cecenia, de asemenea, foarte deranjat Putin de treaba asta cu Cecenia. И со временем она меняется. În 2009 a fost răpită de lângă casa ei din Groznei, din capitala Ceceniei. Câteva ore mai târziu, cadavrul a fost găsit într-o zonă de pădure, cu răni, împușcată în cap și piept. Groznova și Raionov, n-am prihut să răbuteți pravidlistva. Sergei Yushchenkov, politician liberal rus, Yushchenkov a fost și el împușcat de mai multe ori, în afara blocului său a fost găsit împușcat cu mai multe împușcături. El fusese implicat în înființarea Partidului Liberal din Rusia, care obținuse înregistrarea completă cu doar câteva ore înainte de a fi ucis. Yushchenkov avea și el acest obicei de a vorbi împotriva lui Vladimir Putin și mai ales împotriva războiului pe care Putin l-a făcut acolo în Cecenia. A sfârșit în maniera în care v-am spus că a sfârșit. Putem continua așa ore, putem să continuăm așa ore, dar ne oprim aici pentru că trebuie să vorbim despre Navalny, care era speranța Rusiei de a deveni o țară normală. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people? Navalny s-a născut în 76 lângă Moscova, moment în care Putin era pentru KGB în serviciul de spionaj sovietic din Germania de Est. Navalny a terminat facultatea de drept și ușor, ușor s-a îndreptat către politică. S-a implicat foarte activ în politică începând cu anii 2000, devenind foarte cunoscut prin blogul său, prin intermediul blogului său, unde aveam tot timpul preocuparea asta anticorupție și prin activitatea sa de organizare a protestelor împotriva guvernului rus și a corupției din cadrul acestuia. Vă dați seama că era ceva ce mai degrabă nu prea se întâmpla în Rusia, proteste și așa mai departe, era ceva ce... Alexei Navalny has taken on the most dangerous job in the world, challenging the leader of the Kremlin, Vladimir Putin. If I want to be a leader of this country, if I want to fight Putin, I have to organize people. Stârnea cumva consternare, domnul făcea proteste în Rusia, organiza proteste din ce în ce mai mari în Rusia, vorbind despre corupția din Rusia. Dați seama ce stare de încurcătură a iscat omul ăsta acolo. Este foarte interesantă această concomitență. A apărut Vladimir Putin la conducerea Rusiei în anul 2000, a apărut și Alexei Navalny în partea cealaltă. Putin devenea președinte și iată-l și pe contestatarul său și pe contracandidatul la
путинизм. Полномочия президента Российской Федерации. Уважать и охранять. Navalny de 10 ani avea un partid, Partidul Progresist al Rusiei, progresist în sensul că promova, în primul rând, combaterea corupției în Rusia. Asta însemna pentru el progresul, domnule, să nu mai fie corupție în Rusia. Făcea proteste, așa cum vă spuneam, avea și un canal de YouTube la un moment dat. Oligarhul Deripaska, zampreda pravitelstva Prihoțca, devenise extrem de popular, deci foarte periculos pentru Mărețul Conducător. Cea mai importantă anchetă făcută de el și de echipa sa a fost cea în urma căreia s-a deconspirat aparatul de 1 miliard de euro. This is Vladimir Putin's billion-dollar palace overlooking the Black Sea. It has făcut de oligarhi lui Vladimir Putin. I-au făcut un palat, sigur, pe un domeniu de 1 miliard de euro. Dați seama, într-o țară în care rușii sunt atât de săraci, să se uite la cum conducătorul lor are un palat de 1 miliard de euro. O lume întreagă s-a uitat la această reușită a lui Vladimir Putin, a fost preluată această informație de către presa din întreaga lume, iar până la urmă ancheta echipei lui Navalny a reușit să dobândească peste 100 de milioane de vizualizări. 130-140 de milioane de vizualizări. Enorm! Dați seama ce deranj mare a stănit omul acolo la Kremlin. Это Навальный. Силовики и либералы. Это главное объяснение устройства путинской власти, которое нам долгие годы... Suntem în vara lui 2020, Alexei Navalny avea acest obicei de a merge pe Rusia, de a prezenta locuri care până la urmă nu funcționează, de a prezenta corupția, a face reportaje, de a filma, de a nu știu ce. Și era undeva în Siberia, într-o localitate din Siberia, unde prezenta niște lucruri și sigur că omul explică faptul că se minuna foarte mult de faptul că nu îi se opunea nimic, nu se întâmpla nimic, ceea ce de regulă era și Canada, nimic, ceea ce de regulă nu prea se întâmplă. De regulă apăreau tot felul de șicane, se întâmplau tot felul de malversațiuni ca să-l blocheze în ce vrei. Acum era totul liniștit și părea omul extrem de liber. A terminat treaba, s-a suit în avion și în avion i s-a făcut rău. A dat seama de la toaletă, a căzut pe culoarul avionului și a început să strige de durere în maniera în care auziți aici, pentru că a fost înregistrat momentul acesta, a fost înregistrat și acestea sunt zbieretele de suferință ale lui Alexei Navalny, care dintr-o dată... He eventually lost consciousness. Acestea sunt imagini cu ea, îi se dădeau tot felul de explicații stupide, ba că n-are mască și pandemie, tot felul de explicații, în fine. Cert este că în urma presiunii internaționale și naționale, pentru că era extrem de iubit Alexei Navalny acolo în Rusia, în urma presiunii puse, Vladimir Putin decide, bă, ok, hai să-l trimitem în Germania. Ok, îl trimitem în Germania. Până și doamna Merkel s-a înverșunat în treaba asta, a ajuns în Germania, unde s-au produs două lucruri importante. Unul la mână, a supraviețuit. Și doi la mână, s-a clarificat ce s-a întâmplat cu el. Că, până la urmă, cauza acestei situații în care se afla a fost noviciocul. Noviciocul este o toxină de care dispun doar rușii. Este felul în care Kremlinul îi omoară pe cei deranjează, pe cei care supără. Numele novicioc provine din limba rusă și înseamnă nou sau nou venit. Numele a fost dat de către cercetătorii sovietici în cadrul programului lor de dezvoltare a agenților chimici. Novichokul este un grup de substanțe neurotoxice de înaltă letalitate dezvoltate pentru uz militar, în special în perioada anilor 70-80. Atunci s-a dezvoltat această toxină. Sigur că acest agent chimic este folosit în luptă. E o armă chimică cu care rușii luptau, dar pe de altă parte este folosit și în și zona asta civilă, în tentativele de asasinat ale rușilor împotriva celor care vorbesc curând despre măreția conducătorilor lor. Deci scopul până la urmă era utilizarea sub formă de armă chimică în război, dar el a fost adaptat și pentru situații de genul acesta. Acesta se produce într-un singur loc în lume, aici în Signal Institute, este singurul loc în lume unde se produce așa ceva. Ei, și Alexei Navalny își revine acolo în Germania și în urma unei anchete independente identifică criminalii. Now an exclusive investigation can reveal a top secret mission tracking Navalny, involving experts in chemical weapons. Și în urma unei anchete independente desfășurată de el și echipa sa, identifică criminalii pe care se apucă și îi sună. Îi sună ea la mână și îi sună, sigur. Niște momente amuzante filmate și date publicității aportate și în documentarul ăsta cu Navalny acum. Попозже Владимир Михайлович попросит вас написать длинную версию. Dar ce interesant este că momentul ăsta care are aspectul unei farse, la un moment dat se dovedește a fi extrem de util pentru că
Unul dintre cei sunați, unul dintre cei implicați în această acțiune este sunat de Navalny, care vine și spune, domnule, vă sun din partea lui Patrușev. Am aici de făcut așa birocratic, am aici de făcut niște rapoarte de ce a ieșuat această tentativă de asasinat, dacă aveți informații, doar să notez aici câteva idei, deci dacă aveți... Asta se gândește probabil, intuiesc eu că se gândește, bă, de unde ar avea ăsta numele meu, de unde ar ști că sunt implicat, doar sunt câțiva oameni care știu că sunt implicat, deci e clar că e din partea lui Patrușev. Și începe și livrează câteva informații din care reiese... Well, the so-called flap, there are such seams there, so across the seams. Foarte important, motivul pentru care a supraviețuit Alexei Navalny tentativei de asasinat și anume faptul că avionul s-a întors mult prea repede, a ajuns pe pistă mult prea repede și injecția aceea a făcut să se blocheze efectul acestui novicioc mult prea repede. Deci, practic, ei aveau nevoie de un zbor mai îndelungat. Ei contau pe un zbor mai îndelungat și toxina n-a putut să-și facă, să-și producă efectele, ceea ce sigur că a dus la acest eșec. Navalny are această stare de mirare, domnule, cum să încerci să mă asasinezi chiar cu acest novicioc, adică până la urmă, să nu încerci să mușamarizezi, că ai fi tu făptașul și așa mai departe, să fie, pare o semnătură a ta toată treaba asta. Cum își revendică, practic, teroriștii atentatele? Practic așa arată, cum să vii cu un novicioc. Doar tu ai așa ceva. E o mirare a lui. Și o altă mirare este cea a lui Vladimir Putin, care s-a mirat în momentul în care Alexei Navalny a decis să se întoarcă în Rusia. Vedeți că nu a luat niciodată în calcul să nu se întoarcă în Rusia. Deși știa ce urmează. Iată un lucru care probabil că l-a surprins pe Vladimir Putin. Alexei Navalny se întoarce în Rusia într-un avion plin de presă internațională, aștepta fiind în Moscova pe aeroport sau, mă rog, în preajmă, în jurul aeroportului, de zeci de mii de oameni care îl priveau ca pe un erou, așa cum bine este. Вы же понимаете, что мы не полетим, и потом все скажут, что Навальный не вернулся из-за того, что журналисты не дали ему сесть на его место. Алексей, чувствуете себя героем, когда возвращаетесь на родину? Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад, и мы же с вами... Imaginea pe care mi-a creat-o este cea a regiunii Mihai în anii 90 întors în România. Cam așa mi s-a părut că arăta și Navalny întors în Rusia, cum s-a întors regele Mihai în anii 90 în România. A fost arestat acolo pe aeroport, a fost arestat în capul locului, 3 ani a durat acest arest și s-a terminat așa cum bine știm cu toți. Fost dus într-o închisoare în regiunea Arctică, Vladimir se numește regiunea Arctică în care a fost dus Alexei Navalny. Dar apropo de dus, hai să trecem un pic pe la îndrăgitorii pe la îngrijitorii lui Vladimir Putin de aici, de România, să vedem felul în care au simțit ei nevoia să intervină în cazul acesta, dând o mână de ajutor criminalului. Există acest obicei, noi părți în public, de a căuta într-una explicații care să-i exonereze pe dictatori. Orice se întâmplă în lumea asta prilejuit de ei, trebuie cumva imediat mușamarizat. Există o stare a lor, cumva o energie a lor de a reuși, de a acoperi continuu faptele acestor azi. Vine o pandemie din China, domne, stai un pic, că de fapt americanii aveau acolo niște laboratoare, stai, domne, că nu e, nu, e Uniunea Europeană, cu tare, nu, nu, nu. De fapt, stai, că nici n-a fost pandemie, că a fost pandemie, dar n-a fost pandemie. Trebuie o stare de-asta cumva, o energie a lor, o decringoladă în care intră în momentul în care trebuie să scuze un dictator pentru ce face. Atacă Rusia, Ucraina, domne, nu, stai un pic, că a atacat Ucraina, dar a atacat pentru că a fost provocată de către niște ucraineni care nu știu ce au făcut acolo, care nu știu cum, americanii de fapt cu tare, nu știu ce, n-are nicio vină Vladimir Putin, a atacat că n-avea ce să facă. Bă, omoară copii, îi omoară, dar n-avea ce să facă, erau obligați să... Intră într-o sarabandă de asta de explicații bizare care au ca menire exonerarea dictatorului. Acum moare Alexei Navalny și fiți atenți ce găsești pe rețele de socializare. Dar ei s-au gândit, bă, nene, stai un pic, a fost în Germania, în perioada pandemiei, asta înseamnă că a fost vaccinat împotriva COVID-ului acolo, a, înseamnă că a murit din cauza vaccinului, gata. Incredibil. Mourners gather on a snowy St. Petersburg night to pay their respects. A photo reads, Alexei Navalny, killed by a fascist regime. E un avânt pe care ți-l iei în prostie, dar la un moment dat te mai dezbetricești un pic și te gândești, bă, n-are sens, trebuie căutat altceva. Și uite aici, într-o stare de... Pe fața lui scria pușcărie și eu cred că și el a fost conștient de treaba asta, dar s-a mizat.
Atenție, în 1921, când s-a întors el în Rusia și a fost arestat și băgat în pușcărie, nu a început încă acest conflict din Ucraina. A fost parte din planul de destabilizare a Rusiei, care să ducă la implozia Federației Ruse, să pună mâna țările occidentale, cum s-a și zis, domnul a vrut să pună mâna, să dezmembreze Rusia, să pună mâna pe resursele ei naturale. Și uite aici, într-o stare de debusolare, din încercarea de a identifica totuși niște explicații plauzibile, cât să nu pară criminal Vladimir Putin. După aceea, altă parte din plan a fost provocarea, practic, acestui conflict care a devenit armat în Ucraina. Deci a fost o parte din acest plan. Că altfel, dom'le, după ce ai scăpat din ghearele asasinului Putin, care, vezi, doamne, te-au otrăvit, păi tu ești prost să te întorci? Adică nu era evident că e un risc major, această întoarcere a lui are un risc major și aia s-a și întâmplat, a fost arestat și băgat în pușcărie. Putin e un prea mare strateg pentru a face o asemenea greșeală și să... Nu, sub nicio formă. Aici sunt îndrăgitorii din localitatea lui Vladimir Putin încercând într-o stare de disperare să explice cum că n-are nicio treabă Putin cu așa ceva. Nu, n-are nicio treabă cu așa ceva. Aia spus, domnule, nu se leagă treaba asta. Deci Putin, dacă era să-l omoare, îl omora acum. Îl omora spre sfârșitul anului, când niște trebuie erau aranjate. Războiul terminat în Ucraina, el rezolvat alegerile prezidențiale și probabil multe altele. Ce s-ar fi întâmplat dacă să presupunem că Putin îl elibera, lucru care putea să-l facă, și după 3 zile ar fi murit? Păi cine mai dădea vina? După Putin. Ce e spectaculos este că acest obicei al Putin de a-și omorâ contracandidații și contestatarii se transformă într-o virtute a sa, adică pare cumva o puternicire a sa. Dom'le, nu te pui cu Putin, dom'le, păi da, s-a pus cu mine, ai uite ce a făcut. Brodi chestia asta, deci eu repet, s-a întâmplat că ăsta a murit, a avut ghinion, dracu știe, mă rog, în sfârșit, a murit, dar a picat exact într-un moment care e prost. Deci cumva această statură de criminal al lui Putin este angajată de iubitorii săi ca fiind o calitate, o aptitudine a lui Vladimir Putin. Deci, din ce remarcați, există această stare. Păi da, de nimeni. Ai văzut cum l-a aruncat, cum a căzut nu știu care de la geam. Păi da, imediat cadă, te servește cu un ceai, Vladimir. Deci există acest gen de umor care îl clasifică pe Vladimir Putin nu în tagma criminalilor, că până la urmă criminalul are o conotație negativă, ci în tagma vitejilor. E o vitejie a lui Putin ce face, că își omoară contracandidații, e o vitejie a lui. Vă spuneam că în celebrul documentar Navalny se miră cumva și el de cum să-ți dea până în cap să încerci să-ți omori contracandidatul cu un Novocioc, practic asumându-ți faptul că faci lucrul acesta. Deci e ceva de nu-ți trece până în cap. Asumându-ți că ești genul care își omoară contracandidatul, practic să nu încerci cumva să găsești măcar o scuză, să faci lucrurile în așa fel încât să fie clar că e vorba despre tine. E o stare de mirare a lui. Și mai este o chestiune care este la fel de importantă, momentul în care explică pe ce se baza el, în momentul în care trăia în Rusia lui Vladimir Putin, făcând opoziție acolo, făcând proteste, făcând tot felul de lucruri deranjante pentru cel mai sângeros dictator al lumii în care locuim. Pe ce se baza Alexei Navalny când făcea chestia asta? Omul zice, domnule, mă bazam pe faptul, sau lasă impresia că se baza pe faptul că e foarte popular. Se gândea, domnule, n-ar avea cum să mă omoare pe mine, atât de popular fiind. N-ar avea cum să facă ceva, eu sunt foarte popular, n-ar avea cum să... Era popular și se părea că popularitatea asta cumva îl ține în viață, nu ai cum să-ți omori principalul adversar politic. Nu ai cum să faci lucrul acesta. Ați mai auzit această afirmație? Dom'le, nu are cum să invadeze Ucraina, nu-i folosește la nimic. Dom'le, n-are cum să invadeze după aia un alt stat, mai ales un stat. N-are cum să invadeze un stat NATO după aia, nu are cum. Ați auzit această afirmație de foarte multe ori în legătură cu Vladimir Putin. Nu că n-are cum. Pare că ăsta e felul lui de a fi. Face lucrurile care nu au cum să fie făcute, pe care nu te gândești că le-ar face. Și pare că asta este linia lui de apărare. Deci ai invada o țară de care nu poți să dispui ulterior, nu poți să mai cucerești Ucraina, pentru că oamenii aceia din Ucraina îți sunt potrivniți și dacă pui acolo un conducător, vei avea 40 de milioane de oameni împotriva ta. De ce ai face așa ceva? Asta este felul lui Vladimir Putin de a face lucrurile și ce e stupid este că ne raportăm într-una la acest fel al lui de a face lucrurile cu aceeași afirmație. Doamne, n-are cum, păi, dar de ce ar face așa ceva?
Păi continuu face lucrurile pe care nu te-ai gândit că le-ar face, că nu i-ar folosi, că nu sunt utile, că sunt tot felul de argumente. Are apucătura hoțului care se ascunde într-una lângă secția de poliție. Pare că polițiștii mai degrabă n-ar căuta acolo, nu le dă pe-n cap că bă, cum să se ascundă chiar aici lângă noi, n-are cum. Are apucătura hoțului care s-ar ascunde chiar în secția de poliție. Nu te gândești că e aici împreună cu noi. Serious conversation. Here's the quote. Thank you. Toată această situație se întâmplă în timp ce eroul acestor siniștri, Tucker Carlson, se plimbă prin Moscova și spune că este o țară sigură Rusia. Toate aceste întâmplări se petrec în timp ce Tucker Carlson laudă frumusețile Rusiei. Ba chiar la un moment dat se duce și se miră de gara din Rusia. Dom'le, noi nu avem așa ceva, n-avem, o zice frumos, e pictată. Îl văd mergând la mormântul Alexei Navalny, lăudând felul în care e decorat acolo. Uite ce frumos e îngrijit mormântul Alexei Navalny. And how do you explain that? We're not even going to guess. That's not our job. We're only going to ask the question. And if your response is to shout at us slogans dumber than the slogans we used to call Soviet and mock, that's not really an answer. How does Russia, a country we're told is a gas station. Îl văd pe Tucker Carlson mergând la mormântul lui Alexei Navalny, lăudând felul în care este întreținut acolo, remarcând faptul că e liniște. Încântat fiind de liniștea din cinitir. Incredibil, domnule, câtă liniște e aici. Și în Coreea de Nord e liniște. Și în România lui Ceaușescu era liniște. Păstrezi. Nu asta e ideea. And let you take a look for yourself at what the Kievskaya metro station in Moscow, Russia looks like today. February 2024 in the middle of a war. Here it is. Și în liniștea asta apare, spre exemplu, această femeie în urma morții lui Alexei Navalny, această femeie protestatar, și începe să facă această gălăgie, gălăgie care cred că îl tensionează pe Tucker Carlson. Nu mai este la fel de singură Moscova cu femeia asta pe străzi. Ia ascultat eu. Ненависть! Хватит этого всего! Он убил детей Украины! Сколько наших солдат погибло, сколько украинских врут, больше 300 000 наших солдат убили. Ему не жалко, они крови не боятся, а им не воюют сами, они наживаются на этой войне. Сколько появилось, скажите, пожалуйста, миллиардеров за эту войну? Они предатели наши. Руси авео часто солюция. Așa cum și noi în anii 90 aveam soluția noastră. Aveam și noi o soluție în anii 90, dar am ales, cum aleg și rușii, să continuăm pe linia aceasta sovietică. Sigur că drumul a fost unul destul de dezastros, până când am început să ne abatem de la el. Dar era dezastros doar pentru noi. Drumul pe care este Rusia acum este dezastros pentru, din câte vedeți, întreaga planetă. Like, share, subscribe, cântă-ne civilitatea.